În fața noastră este scaunul auto MyWay, care vă va însoți în călătorile dumneavoastră pentru mulți, mulți ani. MyWay este perfect pentru copiii din primele zile de viață. Pe cei mai mici îi transportăm întotdeauna în poziție orientată, cu spatele la direcția de mers, în cea mai culcată poziție. MyWay este fixat cu centurile de siguranță ale mașinii. Pentru a face acest lucru, îndepărtăm inserțiile. În partea din fața șezutului, trecem centura sub cotiere. Fixăm centura. Tragem centura de umăr pe spatele spătarului prin ghidaj. Și apoi, și așezăm înapoi inserțiile. Îl vom fixa pe micul pasager cu centuri interne. Împingem scaunul, verificați dacă centura de siguranță nu este răsucită și o întindem. Gata! Copiii din primul grup pot merge, de asemenea, cu spatele la direcția de deplasare. Atunci, vom fixa scaunul cu centurile mașinii și în poziția orientată cu fața la direcția de mers. Cu fața la direcția de deplasare, mergem doar în pozițiile de la 1 la 3. Dar, mai întâi să vedem cum ajustăm scaunul la vârsta și greutatea copilului. Vom îndepărta inserția suplimentară pentru cap, scoțând două catarame din tetieră. Când copilul atinge greutatea de 9 kg, îndepărtăm inserția de la spate, iar această inserție mare este utilizată până la o greutate de 13 kg. În acest grup, putem monta scaunul auto cu Isofix și sistemul de fixare Top Tether sau putem folosi centurile de siguranță în 3 puncte ale mașinii. Centura Top Tether se află într-un compartiment din spatele scaunului. Aici montăm ghidajele atașate setului. Tragem brațele de fixare Isofix din baza scaunului. Apoi le introducem în ghidaje și apăsăm scaunul pe spătar. Culoarea verde indică instalarea corectă a Isofix. Pentru a fixa centura superioară, eliberăm catarama, ajustăm lungimea acestuia, agățăm cârligul de punctul de fixare aici și întindem centura. Dacă schimbăm poziția șezutului, trebuie să ajustăm centura din nou. Top Tether este corect tensionat atunci când aici apare un indicator verde. Înainte de a așeza copilul, slăbim curelele interioare, dar nu tragem de protectoarele de umăr. Prizele magnetice laterale vor facilita așezarea copilului în scaun. Mai trebuie să reglăm tetiera. Avem de ales din 10 poziții. O alegem pe cea care va fi optimă pentru copilul nostru. Conectăm ambele centuri împreună și le glisăm în cataramă până când auzim un clic. Centura este fixată corect atunci când indicatorul devine verde. Tensionăm bine centurile interioare, astfel încât să intre maxim un deget între ele și copil. Centurile de umăr trebuie să fie puțin deasupra umerilor copilului. Pentru a detașa scaunul, desfacem centura superioară de fixare și apoi o glisăm din prizele Isofix. Pentru a face acest lucru, trebuie să apăsăm butoanele de eliberare de pe ambele părți și să tragem scaunul spre sine. Tragem brațele Isofix înapoi în baza scaunului. A treia metodă de montare în acest grup de greutate este destinată autovehiculelor fără Isofix. Așezăm scaunul pe șezut și îl împingem spre spătar. Tragem centurile în felul următor, sub tetieră, dar nu prin ghidaj. Sub cotiere, sub centurile interioare. Fixăm și întindem. Și fixăm copilul cu centurile interioare ale scaunului. Pentru copiii din grupele de greutate a doua și a treia, îndepărtăm toate inserțiile și ascundem centurile interioare ale scaunului. Desfacem benzile Velcro de pe protectoarele de umăr și le scoatem. Glisăm centura de pe catarama metalică și o tragem afară. Centurile și capsele cataramei le ascundem în nișele speciale de pe ambele laturi. Pentru a demonta centura dintre picioare, îndepărtăm protectoarea centurii. Apoi, desfacem elasticele din fața șezutului și scoatem materialul. Tragem centura dintre picioare afară, din fantă, rotind-o ușor. Pentru aceste grupe de greutate, așezăm scaunul într-o poziție verticală extremă.
nu folosim top tether pentru copiii din grupele de greutate a doua și a treia. Instalăm scaunul cu sistemul ISOFIX. Fixăm copiii din grupele 2 și 3 cu centurile de siguranță ale mașinii. Tragem centura prin ghidajul roșu de sub tetieră și prin ambele ghidaje sub cotiere. Reglăm tetiera. Tensionăm centurile, o centură de umăr montată corect trece între umărul și gâtul copilului, iar centura de șold este plasată cât mai jos posibil peste șolduri. În mașinile fără ISOFIX, copilul este, de asemenea, fixat cu centuri în trei puncte ale mașinii. Husa poate fi spălată. Mai întâi îndepărtăm inserțiile. Apoi centurile. Scoatem pernele, glisăm centura de pe cataramă metalică și o tragem. Ascundem centurile de umăr în nișele speciale de pe ambele laturi. Îndepărtăm protectoarea centurii dintre picioare. Desfacem elasticele din fața șezutului și scoatem materialul. Acum demontăm husa. Desfacem benzile velcro de sub cotiere pe ambele părți. Detașăm husa inferioară. Glisăm materialul din fantele de pe protectoare. Desfacem elasticele de fixare a husei tetierei, două din față, unul în spate. Glisăm materialul din tetieră. După spălarea husei, o instalăm pe scaun. Mai întâi tetiera, să nu uităm de elastice. Îmbrăcăm husa pe protectoarele laterale și introducem materialul în fante. Așezăm husa părții inferioare pe scaun. Închidem benzile velcro sub cotiere. Introducem centura de pe picioare în fanta T și așezăm protectoarea pe centură. Punem materialul pe șezut și cotiere. Fixăm husa cu elastice. Scoatem centurile din compartimentele în spătar. Tragem centura cu pernuță aici și unim cu catarama de sub pernuță de pe cealaltă centură de umăr. Închidem benzile velcro în pernuțele de protecție. Mai rămâne instalarea inserților. Și gata! Vă dorim călătorii plăcute cu MyWay!